Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Dar iată, continuăm cu știri din lumea celor care nu cuvântă. Război total la Târgu Jiu împotriva ciorilor. Cetățenii sunt exasperați. Luca, ai pus pe animale astăzi. Da, mă, da, pe asta am primit... Asta s-a primit, lucrând cu materialul clientului. Așa. Cetățenii așadar sunt exasperați de invazia stolurilor de păsări, iar primăria și aici face eforturi că trebuie să reacționeze cumva. Știm că sunt probleme cu ciorile pentru cuprinsul patriei. Așa că aici, la Târgu Jiu, păsările vor fi alungate cu un sistem ceva de ultimă generație, care scoate un sunet deranjant, dar inclusiv pentru oameni. Deci toată lumea se croncăne la scara lui, practic. Da, mă, adică e nenorocire. Și vă spun de ce. Adrian Dăianu, director edilitaria, dă niște detalii. Spune că a costat aproximativ 1260 de lei. Deci dacă a aproximat la 1260, trebuie să fi costat 1262 sau 1258. E un aparat conceput special pentru a elimina păsările de pradă. Deci eu nu știam că cioară o păsăre de pradă, dar în fine. Aparatul emite sunete ale păsărilor de pradă și zgomote de pușcă. Deci probabil... Știi cum va... Așa, cum face cum? Așa face pușca? Pșiu? Da, ia mai, pșiu? Cum face ea? Tu nu vedeai western-uri când erai mic? Bagă și mitralieră. Aia nebunesc, îți dai seama, știu că se aruncă pe burtă. Nu e periculos în condițiile în care scandalul ăsta cu Rusia și Ucraina să bage sunete de-astea? E, probabil sunt folosite, cred că de acolo l-au cumpărat, simulator de... În fine, deci cert e că cioara care e trecută la răpitori, înțeleg, are teamă de răpitori mai mare. Sunt două tipuri de ciori, înțeleg, în mare. Sunt ciorile alea de semănătură, pe care le vezi pe câmp. Da. Așa. Doamna, iarna, nu știu ce, care crânțăne, ce găsesc pe câmp. Și sunt talilante care sunt mai necrofage, mai nu știu dacă sunt chiar de pradă, ori fi și de pradă, că dacă prin ceva mic, digerabil, comestibil și gustos, papă, nu cred că se dau înlături. Deci, cioară tip uliu. Cioară tip uliu. Da, da, da. Cioară agresivă. Mai agresivă, da. Da, da, da. Și aia una, două. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.